Bună ziua, stimați colegi, stimați invitați. Vă mulțumesc că ați făcut posibilă această întâlnire de astăzi. Mulțumesc domnului profesor dr. Rafila, colegul de la Camera Deputaților. Astăzi facem un pas înainte în discuția noastră în cadrul grupului pentru combaterea cancerului. Avem alături de noi reprezentanți importanți din partea industriei, din partea autorităților, din partea președinției și practic este prima discuție după discuția inaugurală de acum câteva săptămâni. Eu aș vrea să spun că așteptările sunt foarte mari. Am primit multe mesaje, iar aseară am fost la emisiunea TV și am povestit despre această comisie, acest grup de lucru și am insistat asupra faptului că sănătatea nu are culoare politică și cu atât mai mult lupta împotriva cancerului nu are culoare politică și că avem specialiști la nivelul Parlamentului și oameni care vor să schimbe ceva în acest domeniu și ca atare ne implicăm aici. Mesajele au fost de susținere și de apreciere că găsim subiecte comune pentru bunăstarea tuturor și pentru un progres real în domeniul sănătății. Cu acestea m-aș opri aici și l-aș ruga pe colegul meu, domnul vicepreședinte Rafila, să preia cuvântul și moderarea. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnei președinte a Senatului României, Anca Dragu. Mulțumesc tuturor colegilor parlamentari, tuturor invitaților, bineînțeles administrației prezidențiale, domnului Mircea Joană, secretar general adjunct al NATO, dar și participanților din zona industriei a societății civile care participă la această întâlnire. Vedeți că ne-am ținut de cuvânt, încercăm să respectăm acest timing lunar de întâlnire și poate că astăzi o să punem bazele și unui parcurs concret pentru ceea ce ne dorim. N-o să insist acum, în momentul în care o să începem cele trei sesiuni, sau la începutul primei dintre cele trei sesiuni, o să vă spun câteva gânduri, dar așa ca rugăminte, ca și recomandare generală, este următoarea. În programul pe care l-ați primit, sunt câțiva lideri de opinie sau persoane care au responsabilități directe în gestionarea la nivel parlamentar sau în afara Parlamentului a unor sectoare de activitate legate de sănătate, legate de controlul cancerului, dar rugămintea este să ca această sesiune, ca să putem avea un rezultat concret, să fie interactivă, pentru ca să trecem peste cele câteva persoane care sunt menționate aici. Am pus discuții libere la fiecare dintre paneluri și atunci este important să auzim opiniile dumneavoastră, adică să nu așteptați neapărat invitații speciale și să încercați să fiți cât mai direcți și să interveniți pe parcursul acestor decizii. Mulțumesc să ne invit pe domnul Mircea Joană în calitatea sa, mai puțin poate de secretar general adjunct al NATO, cât mai mult președinte fondator al Institutului Astma România. De ce fac acest lucru? Pentru că sunt două chestiuni pe care le consider foarte importante și cred că mulți dintre dumneavoastră aveți aceeași percepție. Institutul ASPE în România este o organizație fondată acum 15 ani. Avem sărbătorirea acestei organizații, ființată în România acum 15 ani, iar preocupările din zona sănătății, din zona de control a cancerului, sunt bine cunoscute și cred că la acest moment, în acest moment, este foarte important să existe o astfel de organizație care pune mai presus de orice dialogul între toate părțile care pot să contribuie la soluționarea unei probleme majore de sănătate publică, cum este cancerul,
Și atunci prezența Institutului Aspen astăzi aici e reprezentată de directorul executiv, domnul Vlad Nicolae, și bineînțeles de domnul Mircea Joană, pe care îl invit să ne transmită un mesaj, să ne transmită câteva cuvinte. Mulțumesc, domnule secretar general, aveți adjunct, aveți cuvânt. Mulțumesc foarte mult domnului Rafila, domnului vicepreședinte. Mă bucur să o revăd pe doamna președintă Anca Dragu. Văd pe ecrane foarte mulți colegi, domnul Institutătaru, domnul Achimaș și domnul Buicu, cred, străinul Cercel, cred că, bineînțeles, doamna Loreta Păun, care îi mulțumesc în mod deosebit, Cristi Bușoi, cred. Dar dați-mi voie să vă spun de ce am dorit să revin la lucrările grupului dumneavoastră. Pentru că, așa cum spunea și domnul profesor Rafila, Institutul Aspen, pe care l-am început acum 15 ani, exact acum 15 ani, pe 14 aprilie, azi e sărbătoarea noastră, avem un buletin deja destul de adolescentin. E o mare sărbătoare pentru noi și cred că formarea grupului pentru combaterea cancerului reprezintă în planul public expresia misiunii fundamentale a acestui institut Aspen România și a institutelor Aspen din întreaga lume. Pentru că, într-adevăr, avem ca misiune încurajarea unei conversații multipartinice și multipartizane, iar în România, în mod particular, și zilele acestea nu sunt o excepție, avem o dificultate reală în a dialoga, în a asculta și în a încerca de a găsi soluții în comun unor probleme complicate. De 15 ani de zile și eu am făcut ceva politică la viața mea, am ținut cu sfințenie Institutul în afara jocului politic și de aceea participarea puterii și opoziției, participarea sectorului privat, sectorului academic, neguvernamental, a partenerilor internaționali este ceea ce facem în mod deosebit. Mai facem un lucru de care suntem extrem, extrem de mândri. Investiția în leadership bazat pe valori este parte integrantă a codului genetic al Institutului Aspen și a Institutului Aspen la nivel internațional. Avem în acești 15 ani 1000 de absolvenți, de fellow și alumni ai programelor noastre de leadership, inclusiv în zona sănătății. Și vă încurajez ca din grupul parlamentar pentru combaterea cancerului să sugerați Institutului Aspen și profesorului Rafila, care conduce programul nostru de sănătate și calitatea vieții, candidat și tineri și tinere care să participe la aceste programe. Din păcate avem și o veste cumplită astăzi. Astăzi am aflat dimineață, Vlad mi-a dat un mesaj, suntem cu toții extrem de tulburați și de triști. Dintre cei 1000 de fellow și alumni ai programului nostru de leadership, am aflat că dintre cea mai tânără dintre liderii noștri care au beneficiat de programul de leadership, Raluca Ana Medeșan, 34 de ani, promoția 2020-2021 a programului de Young Leaders, s-a prăpădit, a murit în urma unui cancer galopant la 34 de ani. Compasiunea noastră și sentimentele noastre de tristețe și de încurajare pentru familie, pentru cei dragi, este o pierdere pentru noi, pentru comunitatea și familia Aspen și, într-un fel, de o manieră tragică, această pierdere de tânără viață omenească ne aduce către subiectul pe care grupul dumneavoastră încearcă să găsească răspunsul concret. Dați-mi voi să vă spun doar două lucruri din perspectivă internațională, deși nu este o participare oficială a mea în calitatea pe care vă reprezint aici la NATO, dar am încercat să ajutăm la un proiect la care țin foarte mult și care sunt convins că Planul Național de Cancer pentru România, pe care știu că și profesorul Achimaș, Fundația Renașterea, Think Tank Europe sunt foarte implicați, împreună cu programul Comisiei Europene de Beating Cancer, dar și cu programul pe care Congresul American, prin grupul similar pe care îl avem în Congresul American,
Am avut o conversație cu copreședinta grupului de luptă împotriva cancerului din Congresul American acum 3 zile, cred, doamna Debbie Dingell, o prietenă mai veche de-a noastră, și mi-a confirmat numele caucusului, grupului de luptă împotriva cancerului din Congresul American, că sunt interesat să participe la o reuniune internațională între grupurile parlamentare dedicate luptei împotriva cancerului din Congresul SUA, din Parlamentul României, din Parlamentul European, și aici sunt convins că Cristi Bușoi își va folosi influența și participarea în grupul din Parlamentul European, poate sunt și alte grupuri în parlamente naționale, și David Ingle mi-a și spus, rămâne doar între noi, sper să se și întâmple, că va solicita și Casei Albe implicarea într-un astfel de eveniment, fiind cunoscută implicarea fostului vicepreședinte Biden, actualul președinte american, în Moonshot, în lupta pentru vindecarea cancerului pe care a început acum câțiva ani de zile, când era vicepreședinte la administrația Obama Biden. Deci, din partea mea, cu tristețea acestei vești cumplite pe care am primit-o astăzi dimineață, dar și cu încrederea faptului că grupul dumneavoastră va realiza de o manieră bipartizană, bicamerală, implicând actorii interesați, un plan autentic. Pentru că nu de strategii duce lipsa România, mulți dintre dumneavoastră ați avut sau veți avea funcții publice importante, cred că avem cel mai mare număr de strategii pe milimetru pătrat din univers. Problema este dacă reușim să ne punem împreună și să ne apucăm să executăm lucrurile pe care le știm că sunt necesare. Iar lupta împotriva cancerului, așa cum spunea și doamna președinte Dragu, este dincolo de orice urmă de culoare politică sau de partizanat oarecare. Vă felicit, vă încurajez, n-am să mai intervin foarte des în lucrările dumneavoastră, dar fiind acest aniversar pentru ASPAN, chiar cu vestea tristă pe care v-am dat-o, vă încurajez să faceți acest lucru și aveți din partea mea, cu titlu personal, dar și instituțional, toată susținerea pentru un program extrem de important. Și mult succes și cât voi putea, voi sta conectat pentru a asculta dintre intervențiile pe care, superbul panel și intervențiile pe care le-ți avea, vor contribui la acest plan național de cancer. Mult succes și mulțumesc profesorului Rafila pentru implicare și leadership. Mulțumesc domnului președinte, fondator al Institutului ASPE, domnul Mircea Joana, pentru intervenție. O să încerc să accelerez puțin dezbaterea. Astăzi e o zi așa mai specială, cu multe emoții, cu multe întâmplări, dar n-aș vrea ca această emoție, dacă vreți, să afecteze vreun fel întâlnirea noastră, pentru că este important să putem să facem primul pas concret al acestei comisii interparlamentare în ceea ce privește soluționarea acestei probleme de sănătate publică. Ați văzut că sunt 3 paneluri referitoare la inițiativele privind combaterea cancerului, nevoia de coordonare, ce ar trebui să presupună acest plan național de control comprehensiv al cancerului, și mulțumesc domnului profesor Achimaș pentru această precizare. Asta este titlul corect al planului național și, în sfârșit, intervențiile legislative necesare la nivel național și colaborarea, cum spunea și domnul președinte Joană, cu organisme parlamentare internaționale, Congresul Statelor Unite, bineînțeles, în Parlamentul European și cu parlamente naționale. Îmi face plăcerea să o invit pe doamna doctor Diana Loreta Păun, consilier prezidențial, să ne spună punctul de vedere al administrației prezidențiale. Noi, de fapt, îl cunoaștem, punctul de vedere, de la precedenta întâlnire. Este important, cum spuneam, să facem pasul înainte și cred că instituțiile din România, fie că discutăm de Parlamentul României, fie că discutăm de administrația prezidențială, pot să sprijine foarte mult instituția executivă, care este Ministerul Sănătății, încât să putem să facem acest pas înainte despre care spuneam. Doamna conferențiar, vă rog să luați cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnule profesor, domnule vicepreședinte al Camerei Deputaților, bună ziua tuturor!
Doamnă președinte a Senatului, domnule secretar general adjunct al NATO, doamnelor și domnilor parlamentari, vă mulțumesc în primul rând pentru invitația de a participa din partea administrației prezidențiale la lucrările acestui grup de lucru și voi prezenta mesajul meu. Poziția administrației prezidențiale în ceea ce privește planul european, dar mai ales planul național de cancer. Cu toții știm, traversăm o perioadă dificilă, suntem contemporani unor circumstanțe excepționale care practic ne-au distorsionat și toate aspectele vieții, de la interrelaționare și mă bucur că ne vedem face-to-face în această ambianță, până la modalitățile în care ne ducem la îndeplinire mandatul pe care îl reprezentăm și în care ne desfășurăm activitățile zilnice. Când pandemia COVID-19 a lovit România, din păcate, a afectat un sistem de sănătate caracterizat prin deficiențe cronice perpetuate pe parcursul anilor, inechitate care a continuat practic să se agraveze de atunci, cei mai afectați fiind vulnerabili, pacienții cu boli cronice, în primul rând din cauza întreruperii furnizării de servicii de diagnostic și tratament. Cred că abordarea cauzelor profunde ale acestei inechități, așa cum sublinia recent și domnul director regional pe Europa al OMS, aflat în vizită în România, domnul dr. Hans Kluge, dar și investițiile în politicile sustenabile sunt direcțiile cruciale pe care trebuie să le urmăm. A prioritiza cancerul pe agenda publică la cel mai înalt nivel, consider că este un act de necesitate și de responsabilitate pentru noi toți, în primul rând pentru a corecta aceste deficiențe și pentru a accelera inovația în domeniul prevenției, a combaterii bolilor și tratării afecțiunilor în general, dar a celor oncologice în mod special. Iar contribuția parlamentară la identificarea acestor soluții care să sprijine construirea unei viziuni sustenabile este o oportunitate suplimentară pe care nu trebuie să o ratați. Câteva cifre, deși știu că s-au spus, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, cancerul este una dintre principalele cauze de deces și o barieră deosebită în calea creșterii speranței de viață. Conform estimărilor OMS pentru 2019, cancerul este prima sau a doua cauză principală de deces înaintea vârstei de 70 de ani, în 112 din 183 de țări și ocupă locul 3 sau 4 în alte 23 de țări. Potrivit celui mai recent raport al Agenției Internaționale pentru Cercetarea Cancerului, povara globală a cancerului a crescut în anul 2020 la 19,3 milioane de cazuri și 10 milioane de decese cauzate de cancer. În contextul general, cred că ar fi util să ne setăm pe cauzele cele mai frecvente și respectiv pe localizările care conduc la mortalitatea cea mai mare. Ori, cancerul de sân a depășit cancerul pulmonar ca fiind cel mai frecvent diagnosticat, înregistrând cam 2,3 milioane de cazuri noi, urmate de cancerul pulmonar, colorectal, prostată și gastric. Conform raportului, între cauzele de deces, cancerul pulmonar rămâne principala cauză de deces prin cancer, cu 1,8 milioane de decese, urmat de cancerul colorectal, hepatic, gastric și cel ginecologic. Epidemiologic vorbind, cred că aceste localizări ar trebui să fie prioritare în momentul în care discutăm despre un plan național de cancer. Eforturile de a construi o infrastructură durabilă pentru susținerea măsurilor de prevenție și screening, care nu sunt noi în sistemul de sănătate, și furnizarea de îngrijiri împotriva cancerului, cred că devin elemente prioritare. Bineînțeles că procentele și cifrele pe care vi le-am spus se bazează pe extrapolări ale datelor despre cancere colectate în anii anteriori pandemiei și de fapt nu reflectă impactul real pe care acestea le-au asupra incidenței și mortalității asociate, ceea ce de fapt ne ridică un semn de întrebare în plus. Conform raportului comparativ privind cancerul în Europa 2019 a Institutului Suedez pentru Health Economics în Europa, între 1995 și 2018, cheltuielile cu sănătatea pentru cancer s-au dublat de la 52 de miliarde de euro la 103 miliarde euro,
iar cheltuielile pe cap de locuitor pentru sănătate pentru cancer au crescut cu 86%, de la 105 euro la 195 euro. Cred că dincolo de aceste cifre și procente și socoteli pe care ni le facem, nu trebuie să uităm că în spatele cifrelor sunt viețile semenilor noștri și dreptul tuturor la sănătate. Așa cum știm cu toții, Uniunea Europeană a lansat Planul European de Combatere al Cancerului chiar în apogeul pandemiei, dovedind capacitatea comunității europene de a se uni, ceea ce trebuie să constituie un model și pentru noi. România, așa cum știm iarăși cu toții, până în prezent nu a reușit să elaboreze și să dezvolte un plan național de cancer care să fie coerent, unitar și sustenabil. Prevenția și sănătatea publică, așa cum sunt pilon cheie ai oricărei viziuni sustenabile de reconstrucție, au încă, din păcate, o abordare marginală în ciuda eforturilor repetate pe care mai multe instituții de-a lungul anilor le-au întreprins. Rata de supraviețuire la 5 ani în România este la jumătate față de alte state europene, ceea ce arată nevoia de intervenție rapidă pe toate palierele, de la prevenție la tratament. De aceea consider că lansarea unui dialog structurat pentru a avea o abordare comună, coordonată, a managementului fiecare etape al bolii, așa cum se regăsește în planul european, respectiv 1. Prevenție, 2. Screening, 3. Diagnostic și tratament și 4. Supraviețuire după cancer și îngrijiri paliative, pe baza colectării de date corecte și a maximizării potențialului cercetării, inovării și digitalizării, sunt cruciale și trebuie să constituie punctele de plecare în discuția noastră. Așa cum a precizat și domnul profesor ceva mai devreme, așa cum de altfel a mai afirmat, președintele României a atenționat public asupra necesității stringente de a dezvolta un plan național de cancer și și-a asumat susținerea acestui obiectiv ca prioritate în domeniul sănătății în perioada următoare. Dar pentru reușita acestui demers, cred că este esențial să evităm o abordare în paralel a eforturilor de construcție a unei viziuni strategice în domeniu. Apreciez, așa cum o demonstrează și evenimentul de astăzi, rolul Parlamentului ca esențial în a promova o platformă de dialog pentru generarea acestui parteneriat solid în promovarea politicii publice de combatere a cancerului și doresc să mulțumesc în mod special domnului Mircea Joană pentru eforturile constante și consecvente în acest sens din ultimii ani. Vreau să închei adresând felicitări Parlamentului pentru această inițiativă, să vă urez mult succes în dezbateri și să vă asigur că în administrația prezidențială veți găsi mereu un partener pentru susținerea acestui demers pe care abia aștept să-l văd finalizat. Cu succes! Mulțumesc! Mulțumesc, doamnei consilier prezidențial, și o să schimbăm puțin ordinea vorbitorilor și din motive obiective. Mai unii dintre participanți trebuie să plece la un moment dat. Și, mă rog, deocamdată vreau să-l invit pe domnul conferențiar Florin Buicu, vicepreședintele Comisiei de Sănătate a Camerei Deputaților, să ne transpună un punct de vedere și poate că introduce în discuție și primele elemente concrete legate de controlul cancerului, pentru că la punctul al treilea al acestei dezbateri, la care mă gândisem să-l invit să ia cuvântul, discutase despre intervenții legislative necesare, pentru că dincolo de acest plan național, care probabil că va dura până va fi desenat și mai ales implementat, că asta este de fapt problema majoră în România, trebuie să recunoaștem implementarea acestor strategii, acestor planuri pe care le facem. Vreau să-l întreb și să ne spună câteva lucruri legate de posibile intervenții legislative care să sprijine un astfel de demers. Vă rog, domnule. Vă mulțumesc mult și vreau să vă salut pe fiecare dintre dumneavoastră. Aș porni și aș aborda direct subiectul și v-aș trimite către un alt proiect pe care Parlamentul l-a făcut și pe care am reușit să-l legiferăm, iar domnul președinte a promulgat legea
și fac referire la proiectul de lege privind combaterea diabetului. Un exemplu în care organizații ale pacienților, profesioniști, parlamentari din toate partidele politice au participat la multiple întâlniri, iar finalitatea a fost un proiect de lege asumat de toți parlamentarii, fără culoare politică, și care a dus la final la un proiect de lege care până la urmă a avut și a putut să fie publicat în Monitorul Oficial. Încă nu am terminat pe acel domeniu, încă mai avem de lucru, pentru că nu sunt finalizate încă toate normele de aplicare ale legii respective, și aici ar putea fi una dintre problemele pe care aș ridica-o în cadrul acestui grup, astfel încât, din punct de vedere al abordării, să avem de fapt două strategii. Fie varianta în care mergem cu un proiect de lege pe cancer, urmând ca pe parcurs să putem lucra inclusiv la norme de aplicare, sau varianta în care putem să ne asumăm împreună cu toți partenerii sociali, inclusiv activitatea și lucrul pe aceste norme, și să așteptăm un moment în care, având o reglementare mult mai în amănunt, să putem să promovăm un proiect de asemenea tip. Cadrul legal, o lege pentru prevenție și pentru tratament, cred că ar putea fi una dintre soluții. Din punctul de vedere al sănătății publice, nu trebuie să mai repet, cancerul este o problemă și mă bucur că pentru asemenea subiecte găsim același limbaj al tuturor parlamentarilor, indiferent de culoarea politică. Vă asigur de toată deschiderea pentru colaborare și pentru a duce la bun sfârșit nu numai întâlniri de acest gen, ci și la finalul acestor întâlniri să avem ceea ce ne dorim toți, de fapt, o îmbunătățire a calității vieții, a condițiilor în care pacienții cu cancer sunt tratați, o modalitate mult mai ușoară de acces la modalități de diagnostic și terapeutice. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc și eu pentru intervenție, pentru propuneri. Este foarte important ce a spus domnul conferențiar, dar această definire a problemelor reale de sănătate publică din domeniul bolilor netransmisibile, că discutăm despre diabet, discutăm de cancer, sigur că trebuie să existe un backup legislativ dedicat, așa cum și pentru bolile transmisibile avem în domeniul infecției HIV-SIDA, avem în domeniul tuberculozei. Din păcate a scăpat și o problemă care nu are nicio legătură cu sănătatea publică, alergia are o lege, cred că este premieră mondială, dar nu despre asta era discuția acum. Era discuția să vedem cum putem să valorificăm și experiența parlamentarilor care cunosc acest domeniu. Eu o să încerc să mă retrag încet încet din discuție, pentru că nu cred că sunt suficient de pregătit să abordez acest domeniu al cancerului. Noi avem un coleg, domnul profesor Patriciu Achimaș, profesor universitar la Cluj, dar și colegul nostru parlamentar. Și aș vrea să vă propun un lucru înainte de a trece la să invit următorul speaker. Să existe un soi de coordonator tehnic care să poată să țină legătura între această comisie parlamentară și celelalți actori până la urmă, că discutăm, bineînțeles, de Ministerul Sănătății, care are răspunderea executivă, că discutăm de industrie și mai ales că discutăm despre pacienți, Organizația Mondială a Sănătății, care, sigur, asigură consultanță, sprijin, dar trebuie să știe cui până la urmă și să nu asigure același tip de sprijin pentru 10 entități diferite. Eu aș vrea să vă rog să acceptați măsura în care considerați, bineînțeles, oportun ca domnul profesor Patriciu Achimaș Cadariu să se ocupe din punct de vedere tehnic de această problematică și de integrarea diverselor propuneri și să vină cu ele și în plan legislativ în momentul în care lucrurile sunt potrivit de
să discute, bineînțeles, cu domnul dr. Tătaru, președintele Camerei Comisiei de Sănătate de la Camera Deputaților, cu domnul profesor Străinu, președintele Comisiei de Sănătate de la Senat, dar chestiunile astea tehnice e bine să fie gestionate de persoane care cunosc în profunzime aceste lucruri. Îl avem împreună cu noi pe domnul dr. Vlad Mixiș, cred că sper că este împreună cu noi. Este? Da. Sunt. Da. Îl salut pe domnul dr. Vlad Mixiș în comitetul consultativ din zona sănătății la Institutul Aspen, dar un expert în politici de sănătate. Și o să rog încet încet împreună cu mine să preia moderarea acestei sesiuni și să discute de exemplele de bună practică, dacă vreți, din alte țări și să mergem să vedem în pașii următori care e situația în România. Noi aici la masă avem reprezentanții industriei, avem ARPIM-ul, care știu că are un astfel de proiect, o astfel de dezvoltare. Sigur, este Ministerul Sănătății, o salut pe doamna doctor Bardoș. Nici nu știu ce funcție are în momentul de față, câteodată director general, șef de serviciu, nu contează, coordonatorul programelor de sănătate de la Ministerul Sănătății și să vedem ce inițiative avem în acest moment și cum putem să aducem la un numitor comun aceste inițiative, ținând cont și de exemplele de bună practică din alte țări. Domnul doctor Mixiș, vă rog, aveți cuvânt. Mulțumesc frumos, vă salut domnule doctor Rafila, vă salut domnule doctor Tătaru. O să am o intervenție foarte scurtă pentru că sunt sigur, adică cred că are foarte mare dreptate domnul Joana când a spus că avem o mulțime de strategii pe milimetru pătrat și nu mai avem nevoie de încă una și avem nevoie de câțiva pași concreți. Când am fost anunțat de această a doua întâlnire a grupului de lucru, mi s-a spus că tema este coordonarea activităților legate de cancer și aici, tocmai de aceea, intervenția mea o să fie scurtă, dar cât se poate de concretă. Cred că ar trebui să punem două mari întrebări atunci când lucrăm la această strategie, la acest plan, de fapt. E evident că se dorește prioritizarea și îndreptarea râului de resurse financiare și umane, în special în această zonă. Acest lucru trebuie făcut, evident, pentru a ușura viața pacienților, nu pentru a ușura viața furnizorilor de sănătate. Trebuie în special să luăm în calcul și faptul că cancerul este, cel puțin anumite forme, este devine tot mai mult o boală cronică, nu atât una incurabilă. Evident că palierul de paliație trebuie să fie cuprins, dar aș vrea în acest stadiu încă incipient să existe două puncte de discuție pe care vi le propun, evident. Unul dintre ele este legat de așa numitul continuum al îngrijirilor medicale. Să sperăm că vom ajunge să trăim într-o Românie în care un pacient care are cancer nu trebuie neapărat să călătorească într-unul dintre centrele universitare sau dintre orașele care sunt centre medicale importante. Vedem inițiative, în special la nivel european, în această privință, în care se folosește și telemedicina, dar nu numai, sunt folosiți toți furnizorii de sănătate pe întregul ciclu al îngrijirilor. Ori acest lucru, cum am mai spus și data trecută, nu se întâmplă doar dacă scriem noi într-o lege, oricine ar scrie acea lege și oricât de susținută ar fi, ci după cum bine știți, comportamentele de acest tip sunt modificate prin stimulente financiare sau de modelarea sistemului. În acest moment nu avem astfel de stimulente financiare în România, nu există posibilitatea de a rambursa un ciclu de îngrijiri complet, care să aibă evident în vârf furnizorul terțiar de servicii specializate, în acest caz fiind un institut de specialitate sau o clinică de oncologie dintr-un spital județean de categorie 1,
Dar în acest moment nu există în România o astfel de modalitate și cred că ar fi de dorit ca să lucrăm la un astfel de model. E un model care, dacă va deveni realitate, poate fi pus în aplicare și de alte și în alte arii. Un model financiar care, repet, să recompenseze îngrijiri medicale pentru același pacient integrat pe întreg ciclul. Ca să facem asta, e nevoie de modificări nu doar legislative, dar și modificări în cadrul contractului cadru, de crearea unor metode de stimulare financiară care să poată fi și legal folosite, de pildă, ca să dau doar un exemplu, crearea unor consorții clinice la nivel regional din care să poată face parte mai multe structuri, mai mulți furnizori medicali. Acesta ar fi așadar un punct, cred că ar fi foarte important să cuprindem în viitorul Plan Național de Cancer un astfel de model, pentru că dacă rămânem la indicatorii foarte restrictivi, pur cantitativi actuali, care sunt practicați în programele naționale, cred că nu vom reuși să îmbunătățim. De fapt, nu cred, sigur, nu vom reuși să îmbunătățim foarte mult. Și că tot vine vorba de îmbunătățire, se pune întrebarea ce finanțăm, ce vrem să stimulăm. Vrem să stimulăm cantitate, cum a spus foarte, a precizat foarte corect doamna doctor Păun mai devreme. România suferă și printr-o performanță destul de modestă comparativ cu alte țări europene în ceea ce privește calitatea vieții pacienților care au cancer. Ori aici, dacă dorim să stimulăm financiar performanța legată în special de calitatea serviciului medical oferit, cred că din nou este o ocazie și o oportunitate pentru a îmbunătăți indicatorii, repet, foarte restrictiv și cantitativ, care sunt folosiți în prezent. Când zic calitate, aici nu mă refer, nu e un slogan. Există mai multe modele, nu mai știu dacă la ultima întâlnire am vorbit de cel francez, care e cel mai complex, cel norvegian, care e mai fiabil, ca să zic așa, și cel din Croația, care e mai apropiat de noi din perspectiva sistemului medical. Când vorbesc de calitate, mă refer la introducerea unor indicatori de proces, de rezultat și de rezultat al tratamentului la pacient, ceea ce se numește Patient Reported Outcome Measurements. Ori în momentul în care putem pilota astfel de mecanisme de stimulare financiară a performanței serviciului medical, adică să se ofere și calitate, grosimea, nu doar lungimea cantitativă a serviciului oferit, cel puțin experiența altor țări ne arată că se îmbunătățesc considerabil și indicatorii de supraviețuire și de, nu doar de supraviețuire, dar în primul rând de reintegrare socială a pacienților care au cancer. Ca să scurtez și să concluzionez, așadar, cred că trebuie să ne punem întrebarea ce anume vom finanța prin acest Plan Național de Cancer, ce dorim să stimulăm în mod special, iar cea de-a doua întrebare este cum vom reuși într-adevăr să îndoim întreg sistemul extrem de rigid după care funcționează în prezent lucrurile, în așa fel încât el să funcționeze integrat și să avem un model integrat de furnizare a serviciilor medicale pentru cancer. Acestea sunt două puncte foarte concrete despre care nu sunt simple, dar valoarea acestui grup este tocmai aceasta, că nu este format ca să rezolve probleme simple, ci probleme complicate. Mulțumesc frumos! Mulțumesc mult domnului doctor Mixici. Cred că un prim răspuns sau o primă gândire legată de ceea ce a propus dânsul vom avea în a doua sesiune de discuții. Va fi, cred că deja este cu noi și domnul președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, principalul finanțator
în zona oncologiei din România, dar până atunci și o să o rog și pe doamna doctor Bianchi să intervină tot în această a doua sesiune, schimbăm puțin ordinea, să nu se supere, ca să încercăm să adunăm opiniile, cred, acolo unde trebuie, și probabil că această a doua sesiune va fi crucială. Până atunci o să-l invit pe domnul profesor Leonarda Zanfirei, vicepreședinte al Senatului, pentru o scurtă intervenție, și dânsul o să trebuiască să plece puțin mai devreme. Da, sigur, eu am să vorbesc în primul rând prin prisma mediului care a trăit 30 de ani în un asemenea context de nevoie și medicală și socială. S-a vorbit despre legea cancerului și sigur pare puțin straniu, aș spune eu, dacă la nivel de Parlament trebuie să dăm o lege pentru o anumită patologie. Există precedentul legii de combatere a tuberculozei sau de management a tuberculozei legate a alergii, da, pare și mai stranie situația asta, dar se pare că totuși trebuie să venim cu o legiferare de acest nivel, deci de nivel de lege, având în vedere faptul că poate să existe riscul unei inconsecvențe a unei abordări dacă reglementarea este de un nivel inferior. Tocmai din nevoia de a preveni schimbări care pot să apar de la un titlu la altul, probabil că este nevoie de asemenea lege care însă, deosebire de celelalte patologii, poate mai simple sau oarecum mai de nișă. Problematica cancerului fi poate complexă. Probabil că și o asemenea lege este extrem de complicat de a o face, dar trebuie făcută. Și de aceea, mergând într-o zonă poate mai concretă, eu aș profita de faptul că sunt aici și cei doi președinți a celor două comisii desemnate din Senat și din Camera Deputaților, și poate că în jurul celor două comisii am putea deja iniția o acțiune care, dacă există acordul acestor comisii și a președinților, devine una foarte tehnică, și să ne gândim dacă nu putem, de pildă, un termen relativ, nu știu, și acestei legislaturi, acestei sesiuni parlamentare, să avem măcar un draft care să răspundă unor întrebări pe care ne le punem fiecare dintre noi, ca după aceea aceasta să devină un subiect de dezbatere publică. Ce mă aștept de la o asemenea procedură legislativă? Să rezolve câteva probleme care mi se pare că sunt foarte importante. Pe de o parte, lipsa unei coordonări a programelor de oncologie. Pentru că noi avem programe sau subprograme la nivelul Ministerului Sănătății. Unele sunt de terapie, altele sunt de diagnostică, însă ele practic merg destul de haiducește, iar această derulare, cum am pus, haiducească, practic nu ne dă nouă predictibilitatea unor situații care pot să apară. Pe de altă parte, profit de faptul că efectiv și domnul secretar de stat Voslevente, eu cred că puțin dintre noi au în minte, la modul foarte clar, o hartă albă sau neagră, că nu știu cum să-i spun, pentru poate că i-aș spune neagră, deși ar putea să fie albă, a capacităților de terapie oncologică la nivelul întregii țări. Știm foarte bine și din relațiile personale că în momentul în care avem un caz oncologic care este mai apropiat, dacă vreți, afectiv sau emoțional de noi, ne ducem în două direcții, fie București, fie Cluj. Ori această chestiune care are o componentă foarte interpersonală până la urmă, ne dăm măsura incapacității sistemului de a face un sistem care să fie accesibil. Iar printr-o asemenea hartă pe care, dacă am avea-o, domnul secretar de stat, eu cred că ne-ar fi nou foarte util ca să vedem, regional vorbind, unde avem de lucrat în plus pentru a face cât mai aproape de oamenii, de bolnavii oncologici, care sunt niște bolnavi foarte fragili, nu doar prin prisma bolii canceroase, ci și prin prisma componentei afective pe care o are o asemenea boală, să fim suficient de suportivi față de ei. În al treilea rând, lipsește în acest moment în România abordarea integrativă a cancerului. Pentru că o simplă terapie chirurgicală este una deja mult învechită în ceea ce privește terapia cancerului, astfel încât venim acum la bani. Poate că la nivel de casă și la nivel de politică de guvernamentală ar trebui să înțelegem că pentru cancer ne trebuie bugete multianuale. Și nu putem lucra trăind cu o inconsecvență din punctul de vedere al bugetului pe anul care urmează, mai ales că dacă vrem să facem o treabă bună, e greu să ne gândim că vom putea să primim lucrurile și cu economia
unor alte abordări în alte patologii. Terapia eficientă anticanceroasă și terapie scumpă. Pentru că dacă dăm deoparte terapiile inovative care apar, sigur, încă n-au trecut pe întregul proba timpului, atunci rămânem în urmă cu 20 de ani. Ori dacă vrem să tratăm corect cancerul, trebuie să ne asumăm un cost care este mult superior costurilor pe care le avem noi acum. Și întrebarea care o pun și nu este neapărat retorică, Tara își permite să facă lucrul ăsta, dar care e prioritizarea pe care o facem noi? Deci fără terapie inovative, terapia cancerului la modul real și la standarde internaționale nu există așa cum ne-am așteptat noi. Și aș mai spune faptul că din punctul de vedere al relației Parlament, legislativ, dacă vreți, și componenta guvernamentală, ar trebui ca lucrurile să funcționeze într-o soi de reciprocitate. O lege de acest fel trebuie să fie o lege care să fie și aplicabilă, să nu aducă niște principii care după aceea nu se pot pune în practică. Și aș vrea să cred că aceste întâlniri la care participăm cu speranță foarte multă fiecare dintre noi, cât ține măcar de Parlament, pot să ducă la un cadru care să fie funcțional cât mai repede. Da, putem să ne gândim ce se mai întâmplă, dar eu cred că nu avem timp să așteptăm. Pentru că din cauza prea multor întâlniri și prea puține acțiuni, oamenii de, până la urmă mor. Și nu e o declarație emoțională, ci până la urmă este o chestiune care vine din viața reală. Mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult. Rog acum pe domnul, mulțumesc mult, domnului profesor, domnul profesor Patriciu Achimaș. Cum vă spuneam, e o propunere ca dânsul nu numai să preia, să conducă dezbaterea în continuare, dar să se și ocupe din punct de vedere tehnic al strategiei, al gândirii legat de integrarea propunerilor care există în acest moment. Domnule profesor, vă rog să interveniți și să invitați, bineînțeles, reprezentanții Ministerului Sănătății, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, că l-avem, cred că, pe domnul președinte Adrian Gheorghe împreună cu noi, reprezentanții industriei și, nu în ultimul rând, reprezentanții pacienților și, bineînțeles, cei care ne ajută întotdeauna, în mod constant, Organizația Mondială a Sănătății. Și, bineînțeles, toți colegii prezenți aici la masă. Vă mulțumesc. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule profesor, excelențele voastre, domnul președinte al Senatului, domnule vicepreședinte al Camerei, doamnă consilier prezidențial, domnilor, domnule președinte a Comisiei de Sănătate a Camerei Deputaților. Îmi cer scuze, nu vă văd exact pe toți și de aceea o să vă rog, domnule profesor, să mă și ajutați câte un pic în moderare. Vă mulțumesc foarte mult pentru propunere, este o onoare și cred că e o recunoaștere a unei activități de 10 ani de zile, nu atât personală cât a unei mari echipe în care am activat și cu care cred că am făcut câteva lucruri. O să revin și o să vă rog să-mi permiteți ca... Pornind de la cele spuse de domnul președinte Gioană și de faptul că Institutul Aspen împlinește 14 ani, să-mi aduc aminte că în urmă cu peste 5 ani de zile, Institutul lansa o carte despre Nixon. Se numea Being Nixon, A Man Divided Fears. Și... Se vorbea atunci de faptul că Nixon este un personaj extrem de uman, deoarece era urmărit de frici, dar și de multe ambiții. Și cred că asta e situația pe care o trăim și noi acum. Și de ce mă leg de Nixon? Fiindcă în anii 70 el este cel care a fost practic... a prevăzut prima finanțare în războiul împotriva cancerului. Și dacă avem astăzi și genomul decriptat, îi se datorează și lui. Sigur, președinția Obama și astăzi Biden continuă aceste acțiuni și cred că trebuie să ne gândim la toți acești oameni care au avut o importanță
în lupta împotriva cancerului. Acum, dacă merg mai departe, spune că fără susținerea tuturor instituțiilor, iată, instituției prezidențiale pe care o simțim alături, nu putem să ducem această luptă, care e oarecum inegală, dar avem instrumente și mi-aș permite puțin să ordonez lucrurile. Problemele cancerului, sigur că pot să fie reglementate în diverse modalități. Putem să lucrăm la o lege pe care va fi cronofagă și probabil că ani de zile vor necere, munca la această lege va ține ani de zile. Planul de comprehensiv de control al cancerului este în sine o instituție care există în toate țările europene. Franța este la al patrulea și care nu va reuși cu siguranță să rezolve toate problemele dintr-o dată. Așa cum doamna profesor Păun a precizat, avem niște pași clar pe care îi cunoaștem din template-urile care de altfel au fost realizate de organizațiile de pacienți și domnul doctor Mixici a precizat și domnia sa extrem de bine ce avem de urmărit. De urmărit scăderea incidenței, scăderea mortalității și evident o creștere a calității vieții. Dar avem și instrumentele financiare de care ar trebui să beneficiem în acești ani și de aceea cred că ar trebui să corelăm aceste lucruri. Dar pe de altă parte, dincolo de aceste elemente pe care le putem identifica destul de bine, rămân cealaltă probleme. Și ele pot să fie rezolvate punctual și putem câștiga extrem de repede zile, ani pentru pacienții noștri, fiindcă despre asta este vorba. Până la urmă, ăsta este scopul, nu? Acela de a ne pune foarte, foarte multe dileme. Și atunci aș spune așa că putem câștiga ani de zile pentru pacienții noștri în oncopediatrie cu niște reglementări foarte, foarte simple. Am putea reglementa situația celor care împlinesc 18 ani și sunt într-o situație dificilă. Am putea reglementa problema medicinii personalizate fără să așteptăm finalizarea unui plan de cancer și să câștigăm din nou ani de zile pentru pacienții noștri, dar în același timp să facem și sustenabilă terapia fără a bâșbâi și a plăti poate uneori inutil unele tratamente sistemice fără efect. Cu siguranță că am putea porni astăzi o formare corectă profesională în oncologie și mă gândesc la partea de chirurgie, fiindcă degeaba vom avea o terapie sistemică corectă dacă controlul local nu va fi cel așteptat și nu vom avea oamenii bine pregătiți. Degeaba vom dezvolta prevenția secundară și ne vom trezi cu o serie de situații limită care ar putea să fie tratate, dar nu vom ști unde să fie tratate. Sigur, pandemia deschide oportunități și abolirea screeningului pe de-o parte poate să fie substituită de partea de prevenție primară și mă gândesc aici la vaccinare, atâta vreme cât discuția este atât de caldă în acest moment în societate și așa mai departe. Nu vreau să monopolizez discuția. Cu alte cuvinte, ca să concluzionez, cred că unele intervenții pot să fie făcute rapid în afara unui plan comprehensiv de control al cancerului, care ulterior, sigur, să fie înglobate cu toate într-o lege. Mă opresc aici și dau cuvântul reprezentantului Ministerului Sănătății. Acum sunt doi reprezentanți ai Ministerului Sănătății, domnul secretar de stat, Levente Voș, și pentru că suntem la zona tehnică, o să rog pe doamna doctor Mihaela Bardoș,
Să știți că aici v-au trecut Corina, cred, dar Carmen, pardon, dar ne cerem scuze pentru... Este în regulă. Carmen este primul meu nume. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Sunt onorată să particip la această masă rotundă, deși, așa cum spunea și domnul profesor Rafila, în momentul de față nu prea îmi cunosc limitele mandatului. Deși expertiza mea este strict limitată la domeniul programelor naționale de sănătate, cred că ceea ce mă recomandă astăzi este faptul că am în spate o experiență de lucru în cadrul Ministerului Sănătății, prilej în care am contribuit alături de toți factorii de conducere la diverse proiecte legate de domeniul oncologic, fie alături de domnul profesor Achimaș Cadariu la elaborarea planului de cancer, și vă salut pe această cale, și la Și vreau să aduc acum în discuție chiar și planul de promovare a sănătății și educație pentru sănătate, care de asemenea, dacă ar ajunge să fie aprobat și implementat din nou, ar constitui o premiză a îmbunătățirii stării de sănătate a pacienților din România, inclusiv în domeniul oncologic. Fie că am asigurat sau asigur coordonarea programelor naționale de sănătate, fie că am participat la tot ce ține de conceptul proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă, în cadrul cărora un loc important îl ocupă și finanțarea domeniilor legate de cancer și în principal cele legate de screening. Sănătatea este un domeniu care implică un mare consum de resurse și un domeniu în care rezultatele se concretizează pe termen lung. În ultimele decenii, sistemele de sănătate se confruntă cu numeroase provocări determinate de îmbătrânirea populației și, odată cu aceasta, de deteriorarea stării de sănătate, diversificarea și introducerea pe piață de noi tehnologii, creșterea competiției între furnizorii de diverse servicii, creșterea accentuată a costurilor și mobilitatea pacienților. În acest context, asigurarea fondurilor pentru a răspunde nevoii tot mai mari de servicii medicale este o provocare pentru toate sistemele din lume, inclusiv pentru România. O particularitate a sistemului din România în ceea ce privește finanțarea este legată de faptul că sursele financiare converg din mai multe domenii. Pe de o parte, principalul finanțator al sistemului de sănătate este, bineînțeles, Fondul Național Unic de Asigurări de Sănătate, la care se adaugă bugetul Ministerului Sănătății, fondurile externe nerambursabile și plata serviciilor la cerere. Un management financiar adecvat nevoilor de sănătate și o coordonare pe toate palierele a tuturor intervențiilor poate constitui premisa îmbunătățirii stării de sănătate a populației. În ultimii 4 ani, bugetul programelor naționale de sănătate a cunoscut o creștere accentuată de la 5,2 miliarde în anul 2017 la 9,5 miliarde în anul 2020. Dacă din această sumă scad suma care a fost finanțată pentru limitarea efectelor pandemiei, bugetul reprezintă 8,5 miliarde. Din totalul, de ce fac referire la aceste sume? Pentru că 30% din aceste fonduri au fost destinate programului de oncologie sau acțiunilor din cadrul programelor Ministerului Sănătății care au impact asupra promovării sănătății sau depistării precoce a cancerului de col uterin. În ultimii ani însă, alocările bugetare din domeniul oncologiei se dovedesc a fi suboptimale. În aceste condiții s-a impus identificarea și valorificarea unor soluții suplimentare de suplimentare a bugetului pe seama fondurilor externe nerambursabile. Alături de ceilalți colegi și sub coordonarea conducerii am contribuit astfel la atragerea fondurilor fie în cadrul proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă, fie în cadrul granturilor norvegiene, fie în cadrul împrumuturilor realizate cu Banca Mondială. Planul European de Cancer oferă în schimb nouă oportunitatea de a elabora și a aproba un plan comprehensiv sustenabil, în conformitate cu pilonii principali ai planului, dar adecvat specificului și nevoilor naționale. Așa cum spunea și domnul dr. Mixici, va fi extraordinar de dificil de a stabili și de a ajunge la un consens care vor fi activitățile prioritare pe care vom alege să le finanțăm. Dezvoltarea, aprobarea și implementarea planului ar asigura, din punctul meu de vedere, un instrument legislativ
pentru tot ce ar însemna o abordare unitară a managementului tuturor serviciilor medicale adresate bolnavilor oncologici. Nu în ultimul rând, în opinia mea, ar reprezenta un angajament al sistemului de sănătate sau ar putea să reprezinte un angajament al sistemului de sănătate în inversarea tendințelor în lupta împotriva cancerului, cu accent pe activitățile preventive de depistare precoce, activități care în domeniul oncologic fac diferența. Tot ce înseamnă pilonii care sunt prevăzuți în actualul plan de cancer pot fi aplicabil și în România. Integrarea tuturor măsurilor în cadrul unui document unitar de politică publică, coerent, integrat, asumat, implementat în condițiile asigurării fondurilor necesare, ar putea contribui pe termen lung la ameliorarea indicatorilor epidemiologici negativ determinat de boala oncologică. Nu vreau să sfârșesc prin a vă transmite că cel puțin eu am cunoștință de existența unor foarte multe inițiative, fie din partea industriei pharma, fie din partea diverselor organizații non-guvernamentale, fie din partea asociațiilor de pacienți sau chiar a noastră, a Ministerului Sănătății, de a elabora acest document comprehensiv. Mai mult decât atât, chiar ieri, nu știu dacă lucrul ăsta va mai fi valabil și mâine, dar ieri asta s-a întâmplat, am acceptat să manageriez un proiect cu finanțare externă nerambursabilă în valoare de 430.000 de euro, care are ca obiect chiar elaborarea acestui plan comprehensiv al cancerului. În măsura în care decizia se va menține și mai departe, în contextul politic actual, vă asigur de toată disponibilitatea mea de a contribui la finalizarea acestui demers. Iar dincolo de faptul că îmi doresc să realizez acest plan și să contribui la realizarea lui în plan legislativ, ceea ce îmi doresc este să ajung să-l pot implementa. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult, doamnă doctor. Cu siguranță că asta este oful tuturor. Altfel, partea asta de dificultate cred că poate să fie depășită atâta vreme cât ne angajăm cu toții să respectăm câteva noțiuni elementare, pornind de la incidența cancerelor, mortalitate și realmente să nu punem voi înaintea carului, să nu ne gândim că este o soluție universală profilaxia, screening-ul, atâta vreme cât noi nu vom putea trata leziuni pe care le vom pune în evidență în cadrul screening-ului. Deci, cred că lucrurile pot să fie foarte bine judecate și puse în ordine. Dacă domnul secretar de stat, Vos Levente, dorește să intervină, să ia cuvântul. Mulțumesc mult! O să salut separat pe toată lumea. Mă bucur că sunt prezent și trei lucruri. Legat de ce a zis domnul profesor Razamfirei, în 2010, în 2011, am făcut aferent anului 2010 harta sanitară a României, pe CNP-uri și pe domicilii. Și vă zic două exemple. Târgu Mureșul, aproximativ, chiar dacă județul Mureș are undeva la 550.000 de locuitori, stă la dispoziția efectiv, din punct de vedere sanitar, la 1.000.000 de pacienți. Însă pe oncologie stă la dispoziția numai 300.000 de pacienți. Bucureștiul și județele, al doilea exemplu, Bucureștiul și județele limitrofe, din județele limitrofe, în principiu, din CNP-urile de acolo, vin în București de la 70% să se interneze până la 20%. Giurgiu, dacă țin bine minte, era în cea mai rea situație. Deci, în principiu, e un lucru foarte important pe oncologie să avem, într-adevăr, această hartă sanitară oncologică pentru dezvoltare și așa mai departe. Am mai discutat și cu doamna consilier prezidențial și cu domnul deputat Achimaș, domnul profesor Achimaș și cu domnii președinți, domnul profesor Străinu, legat de indicatori.
Eu cred că Parlamentul României, prin autoritatea dumneavoastră, prin competența doamnei consilier prezidențial, ar putea și am putea, ați putea să faceți acești indicatori de urmărire a tot ceea ce faceți prin această comisie, prin autoritatea Parlamentului, Senatului și Camerei Deputaților. Din punctul meu de vedere ca secretar de stat, fost deputat, nu e bine și trebuie să ne ajutați să facem o modificare ca programele naționale de prevenție, în principiu să fie la Ministerul Sănătății și programele cu scop curativ să fie la acasă. Pe oncologia asta nu prea se înțelege. Poate prevenția prin vaccinare, HPV, de exemplu, care e o prevenție oncologică, da? Poate să rămână la Ministerul Sănătății. Dar prevenția secundară de cancer, care e screening-ul, nu există de acum încolo, zic eu, să rămână la Ministerul Sănătății, pentru că astfel, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, și salut și pe domnul Adrian Gheorghe, efectiv nu are motivația, acum scuzați-mi că nu vreau nici cum să atac Casa Națională de Asigurări de Sănătate, dar nu are motivația să aloce pe an ce trece puțin mai mult pentru prevenția secundară, pentru screening, cu scopul și cu dorința de a scădea costurile tratamentului cu cazuri mult mai grave depistate în faze terminale. Și cu asta, ca și principiu, mi-am terminat alocațiunea, vă mulțumesc mult și dacă stă în puterea noastră și a partidului pe care reprezint, vă ajutăm cu foarte mult drag. Și noi vă mulțumim, domnule ministru secretar de stat, și îl rog în continuare pe domnul președinte al casei, domnul președinte Adrian Gheorghe, să ne spună punctul domniei sale de vedere. Bună ziua! Vă mulțumesc, domnule profesor, și vă mulțumesc pentru invitație, domnului profesor Rafila și organizatorilor pentru invitație. Îmi cer scuze că nu m-am putut alătura mai devreme acestei dezbateri de mare interes. Deja multe dintre punctele pe care le-au menționat antevorbitorii mei. M-am conectat cândva pe finalul intervenției domnului dr. Mixici. Multe dintre punctele care s-au adus în discuție suntem perfect aliniați aici. Mă refer, de exemplu, la importanța prevenției. Mă refer la necesitatea priorității izărilor și mă refer de asemenea la necesitatea gândirii traseului pacientului, dacă doriți, în ansamblul său. Aș puncta doar câteva lucruri din perspectiva Casei Naționale. Primul se leagă de prevenție. Într-adevăr, în contextul finanțării sănătății în România, Casa are predominant un mandat care ține de partea curativă, însă din precedentul contract cadru încoace există pași mai fermi prin care Casa încurajează anumite servicii în partea de pre-spital. De exemplu, în contractul cadru din 2018 a fost introdus serviciul de pistare a leziunilor, pistarea precoce a leziunilor sânului, ca pas către depistarea precoce, sigur, a cazurilor de cancer de sân. Nu ne oprim aici. Chiar înainte de această discuție vin de la o discuție cu colegii privind proiectul de norme metodologice de aplicare a contractului cadru, propunerea de norme care va fi făcută disponibilă, sperăm, la finalul săptămânii, o chestiune de zile, și am pus accent în continuare pe ce putem face la nivel de prevenție, atât în partea de
medicină de familie, cât și în partea de ambulatoriu de specialitate. Nu aș vrea să dau mai multe detalii acum până nu este proiectul de norme, dar sper că va fi foarte clar din valorile de punct și din alte ajustări pe care le-am făcut că vrem să stimulăm prevenția, inclusiv pe cancer, pe anumite tipuri de cancer, prin stimularea acordării acelor servicii. Încercăm să le facem pe unele dintre ele mult mai atractive decât au fost până acum și cred că această preocupare a casei trebuie să continue. Al doilea punct pe care voiam să-l menționez în contextul discuției despre o lege a cancerului se leagă, cred, de necesitatea gândirii unor mecanisme de atât de guvernanță în sănătate, dar și de finanțare, care să abordeze simultan două dimensiuni. Una transversală, dacă doriți, care să ia în considerare particularitățile tipurilor de cancer care ne interesează și o să ajung imediat la priorități, dar atât să facem diferențiere între tipurile de cancer și necesitățile de îngrijire pentru ale fiecăruia, pe de o parte, și pe de altă parte, la o dimensiune longitudinală, dacă doriți, care să ia în considerare traseul pacientului pentru fiecare din nou tip de cancer și având în vedere inclusiv variațiile, să le spun, privind densitatea furnizorilor și așa mai departe, a indicatorilor epidemiologici pe teritoriul României. Cred că trebuie să, și aici casa se poate implica mult mai mult în a se asigura că mapează sincopele în traseul pacientului pe toate palierele de servicii și acolo unde fondul nu poate acoperi aceste sincope să caute proactiv parteneriate cu alte instituții, alți actori din sistemul de sănătate pentru a le acoperi. M-aș mai referi la un punct care se leagă de rezultate. S-a vorbit de prioritizări, de eficiență. Sigur, performanța este o temă care mă interesează și pe mine foarte mult. În acest moment, cred că și domnul profesor Cadare s-a referit puțin mai devreme la a ști măsura în care chiar salvăm vieți sau prindem unii pacienți, îi prindem pe radar prea târziu și am putea să-i prindem mai devreme. Să evit tema registrelor de cancer, în fine, poate voi lăsa pe alții care știu mai mult despre temă pe temă decât mine, dar ce aș vrea să spun este că avem nevoie de rezultate, de a avea mult mai multe date pentru a putea construi niște mecanisme de finanțare ale îngrijirilor pentru cancer, atât predictibile cât și flexibile. Astfel încât în contextul bugetării multianuale la care s-a făcut referire mai devreme, să putem să realocăm resurse, dacă este nevoie, în funcție de rezultat și de mișcarea din piață. Din piață mă refer aici într-un sens larg, de mișcarea pacienților în teritoriu, de la un furnizor la altul, pe paliere de servicii, mișcarea furnizorilor în sine și mișcarea indicatorilor epidemiologici de asemenea, dar și a resursei umane. Cred că avem nevoie să construim în designul politicilor anticancer pe care le avem în vedere mult mai multă flexibilitate pentru a ne asigura că în fiecare moment țintim resursele acolo unde nevoia este cea mai mare și rezultatul poate fi cel mai important. Și aici prefigurez o temă care în acest moment este în lucru la nivelul Casei Naționale și obiectivul este să o avem gata pentru proiectul de hotărâre de guvern privind programele să intre în vigoare de la 1 iulie
pentru ca pe toate programele naționale curative, finanțate și administrate de Casa Națională, să colectăm indicatori suplimentari. În acest moment se colectează, după cum știți, indicatori de volum și rezultat, practic număr de pacienți și costul mediu pe pacient la nivelul tuturor programelor. Varianta pe care o avem foarte serios în considerare este să colectăm adițional indicatori privind numărul de vieți salvate, respectiv număr de decese, dar și informații privind calitatea vieții pacienților înrolați în programe, folosind chestionare standardizate internaționale în acest sens. Știm prea puțin despre, nu doar despre impactul resurselor publice pe care le avem la dispoziție asupra mortalității, dar știm și mai puțin despre impactul lor asupra calității vieții pacienților. Și cred că avem nevoie de mult mai mult atenție pe acest aspect. Din nou, este o propunere în lucru și sper să se formă în cel mai scurt timp. Ultimul punct pe care l-aș aduce în discuție, al patrulea, dacă îmi permiteți, se leagă de subiectul priorităților. Aici, fără îndoială că va trebui să formulăm priorități, ce aș aduce în discuție este că că trebuie să rezistăm tentației de a ține în jurul indicatorilor de la nivelul întregii populații de mortalitate dintre toate tipurile de cancer în România, însă cred că trebuie să avem în vedere și cost-eficiența măsurilor de prevenție. Înțeleg că trebuie să vorbesc un pic mai tare. Cost-eficiența măsurilor de prevenție și tratament al cancerului, pentru că, de fapt, pe noi ne interesează să răspundem la întrebarea cum putem obține maxim din resursele limitate pe care le avem. Iar pentru asta nu este suficient să ne uităm la unde e povara cea mai mare, ci unde putem obține rezultatele măsurabile care să miște indicatorii. Și aici dovezile internaționale, dacă ne uităm la Disease Control Priorities, la capitolul de cancer, vom vedea că una dintre cele mai cost-eficiente intervenții, măsuri anti-cancer, se referă la taxarea produselor de tutun, pe bază de tutun, și măsuri non-fiscale care au în vedere reducerea consumului de tutun. Cred că trebuie să fim aici. Tot ce vreau să spun este că trebuie să avem o vedere foarte amplă și nu exclusiv medicală privind ce se poate face pentru reducerea poverii cancerului, cu focus pe dovezi, rezultate și experiența internațională. Vă mulțumesc, îmi cer scuze dacă m-am lungit. Vă mulțumim foarte mult, domnule președinte. Ați ridicat o serie de puncte care cu siguranță vor necesita discuții ample. Aș reține două, cea nevoia dovezilor naționale și cu siguranță că va trebui să creăm un grup care să se concentreze pe a aduna aceste dovezi, fiindcă unele există și cu siguranță vom avea mare, mare nevoie de la bun început în construcția acestui plan. Și cea a resursei umane, fiindcă dacă vom cădea în capcana populismului și vom spune din nou că o să construim centre de cancere din 10 în 10 kilometri, vom greși de la bun început. Centrele puternice trebuie susținute. Evident că în zonele cu centre puternice apar instituții și de stat și private, care, așa cum s-a menționat și anterior, pot foarte bine să conlucreze, dar să nu uităm de centrele care produc resursa umană, fiindcă până la urmă
toți furnizorii de sănătate competiționează pentru aceeași resursă umană și este foarte important să stabilim de la bun început anumite specificații pentru cei care formează resursa umană, pentru a da timp și calitate pregătirii acestora. Și în acest sens vă mulțumesc încă o dată și dau cuvântul domnului profesor Adrian Străinu Cercel, domnia sa însuși formator de medici, președintele Comisiei pentru Sănătate și Familie a Senatului. Vă rog, domnule profesor. Mulțumesc frumos pentru acest lucru. Pentru mine lucrurile sunt puțin mai simple. Respectiv, avem cancere care sunt prevenibili prin vaccinare. Haideți să le rezolvăm. Și avem cel puțin două la vedere, hepatita B, unde vaccinarea merge binișor, și avem HPV, unde vaccinarea este o catastrofă. Și avem decese la femei de 30-40 de ani prin cancer de cur uterin în 2021, ceea ce este impardonabil când avem un astfel de instrument la îndemână. Cred că aici ar trebui să dezvoltăm campanii de lămurit oamenii că noi nu venim cu vaccinurile pe piață ca să omorâm, ci din contră să le facem viața mai bună și să trăiască până la adânci bătrâni din acest punct de vedere. O a doua problemă este cea a medicinii personalizate în cancer. Aici știm cu toții că trebuie să mergem pe sisteme dezvoltate de secvențiere, de imunohistochimie. Nu pot fi făcute peste tot, dar putem să le transportăm dintr-un loc într-altul foarte ușor. Și atunci aș imagina niște sisteme în care să colectez probele, să le duc unde trebuie și să am un diagnostic cât mai clar și cât mai scurt timp cu putință. După care intervine, evident, partea de terapie și iarăși, așa cum spunea și profesorul Achimaș, fac niște centre puternice, concentrez oamenii care sunt cu high-tech-ul și respectiv know-how acolo și aduc pe pacienți acolo. Dar pentru asta trebuie să am în teritoriu posibilitatea de screening și respectiv de verificare a stării de sănătate a pacienților. Deci sunt câteva componente pe care noi ar trebui să le dezvoltăm, în așa fel încât să fim puternici acolo unde putem trata, dar în același timp să putem să diagnosticăm precoce. Nu diagnosticăm precoce și lăsăm ultima sută de metri, știm și noi ce dezastre pot să apară după aceea. Și ar trebui să completăm terapia, pentru că România, de exemplu, nu are protonterapie. Eu am făcut un proiect în urmă cu 5 ani și l-am adresat tuturor guvernelor de atunci încoace. Toate guvernele au spus, mamă, ce frumos este și ce bine este, n-au alocat un șpanț. Adică despre asta vorbim în contextul în care un modul de protonterapie este la 25 de milioane de euro. Unul singur, un buncăr cu echipament. N-are nevoie România de așa ceva are. Câte milioane de euro să cheltuie pe zi în România? Fără număr, ca să trage și eu din literatura de specialitate. Deci ar trebui toate forțele astea să fie reunite. Un alt aspect pe care ar vrea să discut este dacă noi înțelegem unde suntem. Noi aici, în Parlamentul României. Pentru că în discuții pe care le mai am pe la comisii și alte chestii, noi acționăm ca și când noi am fi executivul. Nu? Stimați colegi, noi nu suntem executivul. Noi legiferăm, noi facem legi, le gândim, ar trebui să le gândim bine și executivul e cel care trebuie să le pună în practică. Toate piedicile care au apărut în discuție au apărut din cauza executivului care nu este de acord cu ce vrea să legifereze Parlamentul. Fraților, haideți să le împărțim, așa nu mai ajungem nicăieri. Deci v-am spus asta pentru că m-am izbit de ele, așa, le-am relatat colegilor și este un fel de neoplazie și asta. În cazul în care fiecare își bagă lansul în ciorba celuilalt. Sau în oala celuilalt. Dacă înțelegem că suntem altceva în momentul de față și nu suntem la guvernare, și nu guvernăm noi, ci noi creăm legi pentru viitor, atunci lucrurile să stea mult mai bine. Și da, un program național de cancer se impune cu respectarea tuturor ingredientelor. Și aceste ingrediente trebuie adunate și puse acolo unde trebuie. Eu mulțumesc, domn profesor, și stau alături pentru orice fel de inițiativă.
Vă mulțumim, domnule profesor, cu siguranță că experiența dumneavoastră se vede foarte bine în fiecare punctaj la care participați și săptămânile care urmează vor fi de mare folos aici. Înainte de a-i da din nou cuvântul domnului profesor Rafila pentru a prezenta vorbitorii care vor face și concluziile întâlnirii de astăzi, permiteți-mi să introduc reprezentanții industriei și a pacienților și în primul rând doamna director Bianchi de la ARPIM. Vă rog. Bună ziua, domnule profesor. Mulțumesc pentru introducere și mulțumesc domnului profesor Rafila pentru invitația de a participa. Pentru a vă prezenta două proiecte pe care grupul de oncologie din ARPIM a început să le deruleze încă de anul trecut. O să mă bazez mult și pe ceea ce au spus antevorbitorii mei, pentru că Nu vă auzim, dacă puteți, sonorul. Sigur, îmi cer scuze. Revin, deci. Vă mulțumesc pentru invitație, domnule profesor Achimaș, domnule profesor Rafila. Dați-mi voie să prezint două proiecte pe care grupul de oncologie din ARPIM le derulează de anul trecut. Dar înainte de a vă prezenta aceste proiecte, aș dori să fac câteva comentarii la ceea ce s-a prezentat până în momentul de față. Și dacă s-a spus că nu există suficient de multe strategii și proiecte, eu aș spune că nu există suficient de multe acțiuni, nu există suficient de multe date care să fie interconectate și mai ales care să poată fi interpretate într-un mod transparent. Deci și acesta este unul dintre motivele pentru care am pornit primul proiect, acela legat de traseul pacienților cu cancer. Pentru că am constatat că deși există accesibile la nivelul României pentru anumite tipuri de cancer, ultimele inovații în materie de medicamente, indicatorii epidemiologici rămân în continuare la fel de proști. Și aceasta deoarece pacienții nu ajung la momentul oportun și optim pentru a beneficia de tratament. Am mai constatat de asemenea că este foarte greu să identificăm datele relevante despre sistemul de sănătate din România pe site-urile autorităților din România. Și că de cele mai multe ori trebuie să ne ducem pe site-urile Comisiei Europene și ale altor instituții europene pentru a găsi date despre sistemul nostru. Și aș vrea să dau acum câteva dintre datele acestea găsite din surse internaționale majoritatea și din surse locale, una dintre cele mai bogate surse locale fiind documentele elaborate pentru programul pilot de screening de cancer de sân în patru regiuni ale României, nord-vest, vest, sud-est și sud-vest. În primul rând, la nivelul Eurostatului, screeningul de cancer de sân în 2018 nu există la nivelul României. România este una dintre puținele țări la care nu apare în infografic nicio valoare. Pentru cancerul colorectal, care conform Globocanului este cancerul cel mai frecvent în populația României, 95% din populația română nu a făcut niciodată screening. Dacă revenim la cancerul de sân, cancerul cel mai frecvent pentru femeile din România, vedem
că modalitatea de diagnosticare, deci prin mamografie, este impactată de faptul că România se situează pe ultimele două locuri din Uniunea Europeană la numărul de mamografe la 100.000 de locuitori. Nu avem nici măcar un mamograf, ci avem 0,7. La fel, conform statisticilor Eurostat. Și pentru că s-a vorbit de abordare integrată a acestei patologii și date și digitalizare, aș dori să menționez câteva aspecte pe care le-am cules din documentația de fundamentare a proiectului de screening pentru cancer de sân. Și anume faptul că 70% dintre spitale nu au comisie multidisciplinară de tratare a cancerului. 56% dintre spitale nu au protocoale diagnostice, iar 60% nu au protocoale de tratament. 75% dintre spitale nu au registru instituțional de cancer. Și ultimul aspect pe care aș vrea să-l menționez, conform aceleiași documentații, cancerele de sân sunt descoperite în stadii incipiente în România doar într-o proporție de 1%. Cancerele metastatice sunt descoperite într-o proporție de 17%. Diferența de supraviețuire dintre stadiul 1 și stadiul 4 pentru cancerul de sân este de la 28% la 99%, conform statisticilor din Marea Britanie. Asta pentru că vorbeam despre proceduri cost-eficace. Voi trece acum la prezentarea proiectelor ARTIM, care au pornit de la aceste constatări. Cele două proiecte sunt interconectate și urmăresc să ofere autorităților, decidenților și tuturor factorilor interesați date din sistemul local și date la nivelul anului 2019 și 2020. Primul proiect se referă la acel continuum de îngrijiri și servicii medicale la care s-a referit și doctorul Mixici, și anume la traseul pacientului. Traseul pacientului care reprezintă drumul parcurs de pacient de la suspiciunea de diagnostic până la inițierea tratamentului și în perioada de monitorizare post-tratament. Și în cele mai multe planuri comprehensive de control al cancerului, standardizarea acestuia și stabilirea de timp concreți reprezintă unul dintre principiile de bază și una dintre cărămizile de formare a acestor planuri. Am ales câte 5 tipuri de cancere. Pe tumori solide, și aici mă refer la cancerul pulmonar, la cancerul de sân, cel de col uterin, colorectal și de prostată, și pe tumori hematologice, și mă refer aici la leucemia mieloidă acută, mielomul multiplu, limfomele Hodgkin și non-Hodgkin și mielomul multiplu. De ce am ales aceste tipuri? Pe baza poverii bolii din România și a statisticilor la nivel internațional. Pentru fiecare din aceste patologii, urmărim următoarele aspecte. Tabloul epidemiologic și stabilirea unei hărți oncologice, așa cum propunea și domnul secretar de stat Voș Levente. Deci de unde provin pacienții care se tratează în centrele de cancer și care este bazinul de atracție al acestor centre. Modalitatea în care sunt accesate serviciile de sănătate pe fiecare palier și resursele regionale disponibile pentru diagnostic și tratament.
timpii de acces în fiecare etapă, dificultățile pe care le-au întâlnit pacienții în fiecare etapă, inclusiv cele apărute datorită pandemiei COVID, și diferențele față de bunele practici europene. Avem deocamdată câteva rezultate preliminare, dintre care aș menționa doar unul singur. Nu există prioritizare la investigații pentru pacienții cu suspiciune de cancer broncopulmonar. Pe câtă vreme în Marea Britanie există o preconizare de a fi maxim 28 de zile de la recomandarea medicului de familie pentru investigații până la finalizarea acestora și stabilirea unui diagnostic. În România, acestea durează în medie 70-80 de zile. Al doilea proiect al ARPIM-ului, care va utiliza datele, va utiliza și datele din primul proiect, se referă la campania de informare și conștientizare a importanței unei strategii naționale împotriva cancerului. Se numește Împreună învingem cancerul și este derulat împreună cu partenerii de la revista Politici de Sănătate. Are trei axe de desfășurare. Prima este constituirea unei coaliții cât mai largi pentru informarea publicului asupra necesității unui plan comprehensiv de combatere a cancerului. Doilea ax este crearea unui site de informare asupra bunelor practici din domeniul strategiilor europene și naționale, asupra surselor de finanțare și asupra datelor din sistemul de sănătate care pot fi utilizate pentru elaborarea planului național. Site-ul va fi lansat până la sfârșitul acestei săptămâni și vă vom trimite informarea pentru a putea să-l accesați. Al treilea aspect și poate cel mai important se referă la elaborarea unui raport de recomandări pe termen scurt, mediu și lung, împreună cu indicatorii de monitorizare aferenți pentru elaborarea planului comprehensiv de control al cancerului. Raport care este structurat atât pe o dimensiune în jurul celor patru piloni ai planului european, prevenție, screening și diagnostic precoce, tratament, îngrijiri de suport și măsurarea calității vieții pacienților, la care se adaugă cinci dimensiuni transversale. Guvernanța sistemului și organizarea teritorială, datele necesare pentru stabilirea indicatorilor, sursele de finanțare, necesarul de resurse umane și materiale și, nu în ultimul rând, activitatea de cercetare-dezvoltare. Datele din aceste proiecte vor fi puse la dispoziția Comisiei Parlamentare, a decidenților din sănătate și vor fi postate pe site-ul dedicat acțiunii pentru a primi feedback și de la societățile profesionale. Mulțumesc. Și de la asociațiile de pacienți. Mulțumesc frumos, doamna doctor. Tocmai asta e, avem asociațiile de pacienți împreună cu noi, cred, am văzut, nu știu exact, sunt online. Aș vrea să le dau cuvântul scurt. Da, Radu Gănescu, Copac, vă rog. Și o să vreau și de la Fundația Renașterea o scurtă intervenție. Vă rog. Bună ziua, domn profesor, bună ziua, domnilor, doamnelor, dragi membri ai Parlamentului. Noi nu putem decât să fim alături de dumneavoastră și să susținem această activitate și acest plan, această strategie de care avem nevoie. Este un lucru pozitiv pentru pacienții din România. S-au spus foarte multe lucruri aici unde suntem total de acord, unde lucrurile cred că ar putea să fie îmbunătățite. Practic, din experiența personală în asociația pe care o reprezint, cred că o analiză SWOT a ceea ce înseamnă realitatea pe care o avem acum, lucrurile bune pe care le avem, slăbiciunile pe care le avem în sistem și lucrurile pe care le putem îmbunătăți sau oportunitățile, cred că ar trebui puse foarte bine concretizate pe hârtie și de aici să putem să plecăm mai departe. Cred că este nevoia de informare de date, este nevoia de a avea capabilitatea a ceea ce investim
să scoatem prin, cum spunea foarte bine domnul președinte, printr-o calitate cât mai bună a vieții pacientului și printr-o eficiență în ceea ce înseamnă investiție. Nu vreau să comentez nimic, toate lucrurile sunt absolut în acord cu noi și vă susținem prin multe demersuri. Vreau doar să spun că chiar dacă la nivel european nu apare ca parte de screening foarte mult în România, știu organizații de pacienți, inclusiv organizația pe care o reprezint, care sunt implicate în screening de cancer colorectal, screening de cancer de sân, screening de diverse tipuri de cancer, ceea ce cred că ar fi foarte bine lucrurile pe care le facem să fie puse la dispoziția dumneavoastră și, bineînțeles, să putem să le oferim și ca informații de nivel național. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc domnului Radu Gănescu, un foarte bun integrator, contributor la programele de prevenție și control al cancerului, Fundația Renașterea, doamna Cătălina Negară, director executiv, dacă aveți o scurtă intervenție. Sigur că da, vă mulțumesc în primul rând pentru invitație și pentru oportunitatea de a transmite mesajul Fundației Renașterea în demersul nostru comun de a salva viața pacienților oncologici. Noi ne-am început activitatea în 2001 din convingerea că prevenția și depistarea precoce au puterea de a schimba statisticile dramatice ale României acelor ani. De atunci și până în prezent am derulat în continuu campanii de informare la nivel național și regional și am oferit prin centrele medicale din București și cele două unități mobile peste 120.000 de investigații în mediul rural și urban. În ceea ce privește experiența programului nostru de screening pilot din mediul rural, am împărtășit cu autoritățile și cu toți cei interesați rezultatele și concluziile noastre pe care le-am desprins și ne bucurăm că, iată, prin proiecte europene s-au început programe de screening la nivel regional prin unități mobile de diagnostic. În cadrul acestui tip de proiect am remarcat importanța comunicării cu grupurile țintă anterior începerii programelor de screening, dar și a transmiterii rezultatelor însoțite de recomandări pentru pașii următori, mai ales pentru pacienții cu rezultate pozitive sau cu suspiciune oncologice. Experiența ultimilor 20 de ani a demonstrat că este foarte important să comunici cu oamenii prin orice activitate, proiect sau program pe care îl propunem, iar în ceea ce privește screeningul la nivel național, cu atât mai mult. O comunicare trebuie să fie segmentată în funcție de cui ne adresăm, iar abordarea trebuie să fie multidisciplinară, vizând atât pacienții cât și medicii. Spre exemplu, un studiu realizat de ISRA, în ceea ce privește programul de screening pentru cancerul de col uterin din anul 2012, arată că acesta nu s-a bucurat de participarea așteptată în program, pentru că 25% dintre medicii intervievați și 72% dintre femei nu auziseră despre existența acestui program. Această perioadă de un an încoace ne-a forțat să adoptăm digitalizarea foarte rapid, iar pentru România este o oportunitate de a recupera deficiențele sistemului medical prin tehnologie și digitalizare, oportunități date de telemedicină, big data, diagnostic personalizat. Și în acest domeniu românii trebuie să fie pregătiți pentru telemedicină și trebuie să le fie schimbată mentalitatea în ceea ce privește digitalizarea. În context european, Fundația Renașterea este reprezentantul național al Europa Dona România, precum și membră fondatoare a Think Pink Europe, organizație formată din 32 de state, a cărei președinte este doamna Mihaela Joană. Suntem foarte încântați și dornici să fim parte în acest program, acest proiect despre care am discutat astăzi și manifestăm dorința de a fi un partener în procesul de implementare al Planului Național Comprehensiv de Cancer în domeniile noastre de expertiză la nivel național și internațional. De asemenea, noi colaborăm foarte strâns cu Asociația ASPO, Asociația de Sprijin a Pacientului Oncologic, ce are ca ambasador pe Dana Deac, jurnalist și învingătoare în lupta cu cancerul, care a fost astăzi invitat aici, dar care nu a putut fi prezentă, și am plăcerea să o citez foarte scurt în cele ce urmează. Am primit cu bucurie invitația dumneavoastră de a reprezenta Asociația ASPO în cadrul acestei reuniuni, eu însă fiind o învingătoare, așa cum sunt și cele câteva sute de membri ale organizației pe care le reprezint. Este încurajator faptul că există voință politică necesară
constituirii și implementării unui program coerent de control comprehensiv al cancerului. Organizațiile de pacienți sunt un bun colaborator pentru decidenții politici. Noi știm cum, ce și unde doare cel mai tare. Propria noastră dramă poate fi în slujba binelui public. Acesta este sensul autentic și nobil al vieții pe care noi am recâștigat-o. Fiecare femeie care a învins cancerul a primit un dar neprețuit. Ea poate fi șansa la viață pentru altă femeie care luptă cu cancerul. ASCO își dorește să participe constructiv la realizarea unui cadru legislativ aliniat cerințelor europene și corespunzător nevoilor naționale. Ne bucurăm că posibilitatea de a construi împreună noi șanse la viață devine de acum, iată, o acțiune practică. Mulțumesc! Mulțumesc doamnei Cătălina Negară de la Fundația Renașterea și o să vă spun tot programul de acum încolo ca să încercăm să ne și încadrăm în timp. O foarte scurtă intervenție de la domnul profesor Adrian Străinu Cercel, după care o să-l invit pe domnul doctor Nelu Tătaru, președintele Comisiei de Sănătate și Familie din Camera Deputaților, domnul doctor Cristian Bușoi, doamna doctor Mirjana Gârvici din partea Organizației Mondiale a Sănătății, după care concluzii și încercăm să încheiem. Mulțumesc! Da, mulțumesc frumos, domnule profesor! Aș vrea să vă reamintesc faptul că SARS-CoV-2 a plecat și, din păcate, va rămâne un virus endemic. În acest sens, avem un an la dispoziție cu toții să ne pregătim să ieșim din COVID, un program de tip COVID-exit. Asta înseamnă că la toate nivelurile, din punct de vedere a unităților spitalicești, politici, etc., cabinete, trebuie să gândim circuite. Și bine să le gândim de pe acum pentru ca să le și putem finanța, indiferent prin ce tip de program. Altfel va fi dezastru. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, domnul Tătaru, vă rog. Mulțumesc, domnule consilier prezidențial, domnule vicepreședinte, onorați invitați. Mulțumesc de invitație. Nu o să insist prea mult, nici nu voi vrea să repet ce a spus domnul profesor Cercel sau domnul conferențiar Buicu sau chiar domnul secretar de stat Levente Voș. Ca, eu știu, participant în decursul unui an și în executiv și în legislativ, țin să menționez că este ce facem noi astăzi, acest grup de lucru ar trebui să fie o inițiativă și nu o platformă politică sau de declarații. Suntem într-un moment în care gestionăm niște proiecte legislative care ne vin și în minister și aici de aprobare a unor ordonanțe, de modificări sau amendamente sute mii la legea 95, dar ceva pragmatic, ceva de o anumită amploare, cred că de-abia acum se vede. Avem o lege a tuberculozei, avem o lege a diabetului, ne gândim la o lege a prevenției, ne gândim și la o lege a luptei împotriva cancerului. Încă de pe 3 februarie, când la nivelul Comisiei Europene se dădea acel plan european, am avut discuțiile cu doamna consilier și sub îndrumarea domnului președinte Iohannis chiar am luat decizia. De aceea și mulți dintre dumneavoastră care sunteți aici ați putut vedea că în fiecare săptămână am avut întâlniri cu industria, cu pacienți, cu tot ce înseamnă grupuri profesionale. Cred că de aici trebuie să înceapă toate și rugămintea mea către domnul profesor Achimaș să preia la nivel de grup tehnic aceste lucruri și aceste informații pe care noi le strângem săptămână de săptămână. Cred că a așeza, eu știu, o gândire despre cancer în 4 piloni, sau cât vrem noi să le spunem, că este prevenție, că este screening, diagnostic, tratament, este prea puțin pentru început în contextul în care trebuie să ne programăm niște timinguri, să ne programăm niște indicatori pe care vrem să-i atingem la un moment dat, eu știu, în 5 ani de zile, cu evaluări anuale. Este un moment în care trebuie să-l gestionăm. Suntem niște comisii de sănătate care avem mulți profesioniști, avem o implicare de la nivel parlamentar, unde vreau să cred în continuare că nu avem culoare politică în comisiile de sănătate, până la nivel cel mai înalt prezidențial care își asumă acest proiect. Țin aproape, ca și președintele Comisiei de Familie, la fel și colegii mei, cred că este un moment bun, iar din viitoarea întâlnire să trecem deja pragmatic la nivel de discuții. Mulțumesc tare mult! Mulțumesc, domnule președinte! Ideea dezvoltării acestui grup din Parlamentul României este de a colabora cu Parlamentul European, de a colabora cu Congresul Statelor Unite și cu parlamente sau cu grupuri din parlamentele naționale, din țări din Uniunea Europeană sau din alte țări
Și îmi pare bine să-l avem acum împreună cu noi și pe domnul doctor Cristian Bușoi, europarlamentar, care cred că poate să fie un foarte bun facilitator, pe de-o parte, și promotor al inițiativelor din Parlamentul României în Parlamentul European. Vă rog. Mulțumesc, mulțumesc mult și mă bucur că deja grupul din Parlamentul României este la a doua reuniune. Cancerul reprezintă o prioritate absolută la nivel european în materie de politici de sănătate. Sigur că există în acest moment urgența care se cheamă lupta împotriva COVID-19. Nu suntem încă la finalul acestei lupte și majoritatea energiilor și timpului poate că este dedicat în a găsi soluții pentru a crește vaccinarea și pentru a reduce infectarea în țările Uniunii Europene. Dar dacă vreți o direcție strategică importantă în materie de politici de sănătate, aceasta este lupta împotriva cancerului și de la cel mai înalt nivel al Comisiei Europene acest semnal a fost puternic transmis. Am avut ocazia în calitatea mea de președinte al Comisiei de Industrie, Cercetare și Energie, partea de cercetare fiind foarte relevantă pentru combaterea cancerului, iar în programul Orizont Europa, cercetarea în domeniul cancerului reprezintă misiunea prioritară. În calitate de raportor pentru programul EU for Health și acolo, cu ajutorul colegilor mei, cu acordul miniștrilor sănătății din țările membre, și mă bucur să-l văd pe domnul Tătaru, în acea perioadă ministrul Germaniei, domnul Spahn, era cel care a negociat cu Parlamentul European. O bună parte din acești bani vor merge în acțiuni de combatere a cancerului, de luptă împotriva cancerului, de mobilizarea resurselor împotriva cancerului. Și nu în ultimul rând, după cum bine știți, și aici putem să construim împreună o punte foarte solidă, conduc una dintre inițiativele din Parlamentul European în ceea ce privește cancerul, intergrupul Challenge Cancer din Parlamentul European. Mesajul este acela că, la nivel european, commitmentul, hotărârea de a face din lupta împotriva cancerului o prioritate absolută este puternic. Sigur, impactul asupra României este în trei direcții. În primul și în primul rând, direcția este aceea de suport politic. Și atunci când discuția despre cancer devine o discuție în Consiliul European, între președinții de state și guverne, cu siguranță e mai simplu pentru noi, cei din domeniul sănătății din România, să obținem un sprijin mai puternic în societatea românească, în clasa politică românească, în structura guvernamentală din România. În al doilea rând, sigur, prin acțiunile, prin punerea în comun a bunelor practici, prin recomandările care se fac prin EU Beating Cancer Plan, în ceea ce înseamnă construirea planurilor naționale de luptă împotriva cancerului, ceea ce se discută la nivel european ne poate fi folositor, pentru că sunt anumite inițiative, sunt anumite soluții care nu țin neapărat doar de finanțare. Ele pot fi implementate și pot să genereze un progres imediat și evident. Și în ultimul rând, și cu asta termin scurta mea intervenție, avem oportunitatea de a accesa niște fonduri europene special dedicate cancerului și cred că despre acest lucru merită să discutăm mai pe îndelete. Așa cum apreciez foarte mult inițiativa Politici de Sănătate și ARPIM de a promova și de a face mai cunoscut ceea ce se întâmplă la nivelul Uniunii Europene, iar acel site dedicat inițiativelor, finanțărilor și planurilor relevante de cancer poate fi extrem de util. Încă o dată, pentru prima dată în Parlamentul României, există un grup puternic care cu siguranță va genera o schimbare în bine a situației bolnavilor de cancer din România. Nu se va întâmpla peste noapte, dar se va întâmpla într-un timp rezonabil și cred că acest lucru merită salutat și susținut cu toată forța. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu domnului doctor Cristian Bușoi, europarlamentar. Mă rog, ne încurajează lucrurile pe care ni le-a transmis. Nu în cele din urmă, îmi cer scuze, era multă lume pe care aș mai fi invitat-o să intervină, dar asta e situația. Avem 2 ore, poate ne gândim să avem eventual și niște activități intermediare între reuniunile acestui comitet interparlamentar, ca să putem să aducem și elemente concrete pe care să le, nu neapărat să le aprobăm, dar pe care să le agrem împreună și să le punem
cum spunea domnul profesor Străinu, bineînțeles, la dispoziția Ministerului Sănătății, unde sunt convins că vom avea o șansă să găsim și sprijin. Aș vrea să o invit pe doamna doctor Miliana Gârbici, șeful biroului OMS în România, care poate, cred, foarte mult, mai ales că directorul regional ne-a vizitat săptămâna trecută într-o dezbatere organizată de administrația prezidențială, poate foarte mult să ne sfătuiască cum să ajungem mai rapid la o soluție sau la soluții, pentru că nu o să avem doar o singură soluție, care să ofere ceea ce spunea și domnul profesor Achimaș, zile și ani pacienților bolnavi de cancer din România. Doamna doctor, vă rog. Thank you, Professor Abila, very much, and distinguished participants. Indeed, the regional director, Dr. Hans Kluge, as state councillor also mentioned, is fully committed to providing support to the development of the National Cancer Plan. This is one aspect, but let me please, I will briefly reflect on a few points that were already raised by previous speakers in this very rich discussion, and these are that for the plan to be successfully implemented, we also need to have the funding earmarked for its implementation, but also governance structure, so it means operational structure, that is very often missing from national plans, and we have seen this in other countries as well. So this is the first focus that we have to be aware of. The second thing is that we have to be put enough attention to several segments of the plan. For instance, we see that certain areas and aspects are developed very well, such as screening, but on the other hand, we are missing other aspects such as early diagnosis, we are missing palliative care and survivor care, and also needs of vulnerable population, as Dr. Pawan was mentioning. So in this regard, WHO is of course ready to support, and let me remind you that in November last year, we have launched the cancer cervical cancer elimination plan. Two pillars of this plan are HPV vaccination, and this is something that we need to address. We need to protect teenage girls in Romania and to prevent deaths that can be prevented indeed. And the second thing in this elimination plan is, of course, screening. So what we as WHO can do in all senses, we can support Romania to develop the national plan, but we can also support its implementation and its costing in the first place and making it operational. Thank you very much for the opportunity. Mulțumesc, doamnei doctor Miliana Gârbici. Timpul s-a scurs foarte repede, au trecut cele 2 ore de când am început. Pentru concluzii, aș vrea să rog pe domnul profesor Patriciu Achimaș și să ne gândim poate o propunere legată de o viitoare activitate, nu doar aceste întâlniri ale grupului parlamentar, ci și eventual câteva activități satelit care să ne ofere, cum spuneam, perspectiva unui ajutorului pe care putem să-l dăm la un plan comprehensiv de control al cancerului de care să beneficieze pacienții din România. Vă mulțumesc, domnule profesor. Câteva concluzii extrem de scurt. În primul rând, prima concluzie, toți suntem interesați de pacienții noștri, ceea ce cred că e punctul de plecare optim pentru un astfel de demers. Al doilea, faptul că un astfel de consens, probabil oricare dintre noi l-am văzut destul de rar și asta este din nou o premiză a unei activități ulterioare de succes. Ce aș mai adăuga, doar să trecem la lucru și vă promitem că în zilele care urmează vom veni cu un program foarte clar. Cu siguranță vom face și grupuri de lucru, fiindcă astfel de întâlniri sunt extrem de utile în momentul în care reușim să parcurgem etape. Există deja destul de mult material pe care îl avem la dispoziție, îl structurăm
și vom reveni în cel mai scurt timp cu programul promis. Domnule profesor? Mulțumesc frumos! Mulțumesc participarea doamnei consilier prezidențial, colegilor din Parlamentul României, invitațiilor, organizații ale pacienților, organizații care sunt implicate direct în activitățile de control al cancerului, nu în ultimul rând industriei și mai ales Institutului Aspen, care ne-a ajutat să organizăm și această întâlnire. Mulțumesc foarte mult lui Vlad Nicolae și, bineînțeles, domnului Mircea Joană pentru intervenție. Vă propun ca să avem o nouă întâlnire peste o lună de zile sau, mă rog, în cursul lunii mai, încât să putem să avem primele elemente concrete pe care să le abordăm, să le agreem și să vedem cine sau care dintre instituții ar putea să fie beneficiarele activității noastre. Mulțumesc foarte mult! Vă urez o seară bună și gânduri bune!